violat 3 fetițe, pe 16 tinere le-a hărțuit sexual, iar pe o altă a bătut-o până a băgat-o în spital. Acum a venit timpul ca violatorul Celestin Claudiu Vlădulescu să își ispășească pedeapsa, judecătorii vâlceni trimițându-l după gratii pentru următorii 16 ani. 2 ani de zile, un obsedat sexual a terorizat tinerele din municipiul Râmnicu-Vâlcea, el hărțuindu-le pe stradă și încercând să le violeze. Prima sa faptă a avut loc în luna aprilie anului 2011, iar până în luna aprilie anului 2013, la Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea s-au strâns 10 de plângeri din partea părinților minorilor hărțuite sexual sau chiar violate. Polițiștii s-au dovedit incapabili să-l prindă, iar la un moment dat au apelat la cetățeni să-l ajute să-l prindă, punând la dispoziție imagini, foto și chiar și un video din zona nord, acolo pe unde își petrecea veacul violatorul. Astfel, după 3 violuri, 15 tentative de viol și hărțuiri sexuale și o agresiune, polițiștii au reușit să afle că bestia cu chip uman este Celestin Claudiu Vlădulescu, un tânăr cu un comportament vădit de viat. El nu era interesat decât de fetițe, victimele sale având vârste cuprinse între 7 și 12 ani, pe care le acosta în scările de bloc unde locuiau. Așa cum spuneam, Celestin Claudiu Vlădulescu a încercat să le violeze pe toate, iar din nefericire, 3 dintre ele au căzut prada abuzurilor sale sexuale. Restul fetelor au reușit să scape, fiind auzite de vecini sau de trecători în timp ce strigau după ajutor. O altă fată însă, încercând să scape, l-a enervat pe violator, care a bătut-o cu bestialitate până a băgat-o în spital, provocându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 25 de zile timp de îngrijiri medicale. În cele din urmă, bestia cu chip uman a fost prins în data de 30 aprilie 2013 și arestat preventiv. El a fost acuzat de săvârșirea 3 infracțiuni de viol, 15 infracțiuni de tentativă de viol și a unei infracțiuni de vătămare corporală. Acum, după mai bine de 9 luni de judecată, magistrații Tribunalului Vâlcea au decis să-l trimită după gratii pe violatorul Celestin Claudiu Vlădulescu pentru următorii 16 ani. Sigur, pedeapsa este mult prea mică comparativ cu traumele lăsate fetițelor violate și hărțuite sexual. Condamnă inculpatul la pedeapsă finală de 12 ani de închisoare, la care se adaugă un spor de 4 ani, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 16 ani de închisoare și pedeapsa complementară de interzicere a exercitării drepturilor prevăzute de dispoziția articolului 64, lineatul A, B, D și E, cod penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, se arată în hotărârea magistraților din data de 31 ianuarie 2014.